Mii de persoane au participat în acest weekend la a doua ediție a meetingului aviatic Suceava Air Show. De organizarea meetingului s-au ocupat pas cu pas Consiliul Județean Suceava și conducerea aeroportului Salcea. Cei prezenți la Salcea în aceste zile au putut urmări acrobații aeriene de înaltă clasă, un exercițiu tactic al jandarmilor și zboruri cu efecte pirotehnice. În cele două zile ale meetingului aviatic, peste 15.000 de persoane au urmărit evoluția avioanelor și a parașutiștilor care au adunat ropote de aplauze. Oficialitățile județene prezente la eveniment s-au declarat mulțumite de prezența unui public numeros, dar și de acțiunile prezentate de invitați. Ceea ce vreau să apreciez în mod categoric ca fiind o reușită la activitatea de ieri și de astăzi, este publicul. A fost un public minunat, extraordinar, oameni care au venit de la depărtare, au făcut kilometri mulți, au mers une pe jos și vreau să-mi cer scuze pentru că, sincer, ne-a depășit capacitatea de transport, pentru că am avut organizate și curse gratuite din Suceava până la aeroport, dar efectiv n-a fost cum. Au venit mult mai mulți decât ne așteptam. Însă încă un lucru de apreciat și spuneam de publicul civilizat, dacă ați văzut și aseară după eveniment, a rămas foarte curat și pista și incinta și zona înerbată. Asta înseamnă că sucevenii sunt oameni gospodari, oameni harnici, oameni civilizați și vreau să mulțumesc pentru acest lucru. La fel cum vreau să mulțumesc celor care au fost parteneri și aș începe în primul rând cu cei care sunt de la Flight Club. Sufletul alături de noi al acestui eveniment, aeroportul Ștefan cel Mare din Salcea, sigur și Consiliul Județean o spun cu mândrie, e organizat de noi a doua ediție ca și principal partener, de fapt cei care am plecat în această abordare de a marca cumva aviația și altfel la Suceava. Și aș trece la partea de instituții, e vorba de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria, Inspectorul de Situații de Urgență și sigur ceilalți colegi din instituții și evident firmelor care au fost lângă noi din punct de vedere financiar. Suntem la cea de-a doua ediție, am venit cu mare plăcere pentru că și anul trecut a fost un show de excepții și în acest an, iată, prin efortul colectiv a Consiliului Județean și a celorlalți parteneri la acest eveniment, s-a reușit să avem un spectacol total, un spectacol în aer, avioane, parașutism, tot ce înseamnă zona aeriană, putem spune așa. Și este important că este foarte multă lume. Sigur, suntem la debut de toamnă și cred că este o bucurie atât a celor mari cât și a celor mici, pentru că și ieri a fost foarte multă lume și sunt convins, după cum se vede și astăzi, va fi foarte multă lume. Și bineînțeles, așteptăm surprizele în continuare. Urmează acele show-uri pregătite de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. Bineînțeles, pentru bucuria întregului public, pentru că, după cum am spus, suntem într-o zi frumoasă și, sigur, în plină toamnă sperăm că aceste lucruri să bucure pe toată lumea. Invitat la eveniment a fost și prefectul județului Botoșani, Costică Macaleți, care a apreciat organizarea evenimentului la aeroportul Salcea. În primul rând aș vrea să mulțumesc pentru invitația care mi-a fost oferită, să felicit Aeroclubul Suceava, Consiliul Județean pentru organizare. Este o zi superbă și văd că toată lumea se simte foarte bine. E o demonstrație interesantă pentru orice vârstă. Aeroportul Salcea se mândrește de acum cu un avion machetă. Directorul aeroportului Ștefan cel Mare a declarat că macheta va rămâne tot timpul la intrarea în aeroport, unde poate fi văzută de toți cei care trec prin zonă. Zona de spatele nostru se numește o aeronavă de tip AN2, care este montată aici, să mă exprim așa, ca urmare a solicitării copiilor. Mi-aduc aminte luna aprilie, când, dacă nu mă înșel, luna aprilie este școala altfel, săptămâna aia, ploua foarte tare, au venit vreo 10 autocare cu copii aici, nu am reușit să le arătăm un avion. Pentru asta veniseră. Și atunci, cu echipa aeroportului și împreună cu echipa Bucovina Flight Club, am achiziționat această aeronavă, am
recondiționatul, după cum vedeți, a fost muncă multă, dar a reușit până la această a doua ediție a mitingului să o punem pe poziție. Cei mai atrași de mitingul aviatic au fost, desigur, copiii, care au declarat că își doresc o plimbare cu avionul. Este un avion care poate ateriza pe orice teren. Îmi place că zbor, îmi place să fiu la înălțime mai ales. Astăzi este o vreme superbă. Pe acelea de sus, că au lansat acum alea aceea.